Eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru interesul care o manifestați, deoarece revistele științifice, în realitate, cu toate că eu fac o paranteză în documentele de acreditare, sunt o sumedenie de indicatori care sunt luați în considerare pentru a pune note respective la acreditarea Institutului de Cercetare sau Universității. Și apropo, revistelor de revine un minim, dacă doriți, că vedeți revistelor de publicațiilor științifice, ceea ce cred că e mare eroare. Asta e aluzie la Centrul Național de Atestare și Acreditare, publici tot ce vrei, numai partea științifică e aluzie. Dar oricum, revistele astea e ceea ce, revistele și publicații din ele, ceea ce constituie rezultatul. E confirmată de hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică și Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare. În comisie sunt 2 persoane, eu am onoarea și nu știu dacă fericirea să fiu președintele comisiei asta, apoi este secretarul comisiei, care și membru comisiei, deci funcționar, doamna Dumitrașcu, la Consiliul Suprem. Și mai sunt 7 membri, care 3 reprezentanți a Consiliului Național de Atestare și Acreditare, și 4 din instituții de cercetare. Iată, anul trecut au fost doar 2 ședințe. În 2015 au fost mai multe, și anume în 2015 a fost modificat regulamentul. Despre modificări noi am vorbit la ședința trecută, pe urmă am mai intervenit câte ceva, ceea ce eu acum o să prezint. Dar la moment, deci, haideți să vedem care e situația cu revistele științifice. Voi știți că sunt revistele de tip A, cu includere în bază de date internaționale, B+, care sunt cel puțin în 2 baze de date figurează, dar nu în ICI și Scopus, este tipul B și tipul C. Deci dacă în 2015, iată, numărul de reviste și procentele mai jos sunt indicate, era cel care este. Deci acum în tipul C sunt 47%, în tipul V 44%, a crescut procentul de tip A, adică care sunt în baze de date de top, și în B+, care e undeva în tranziție între B și A, cum a fost un procent, așa și-a rămas. Nu, în 2015 erau acreditate 71 de reviste, în anul ăsta sunt acreditate 64, adică în anul 2016 mai puține. Tendința e absolut corectă și ar fi bine ca în viitorul apropiat să rămână cel mult vreo 30, dar poate 20. Aici e chestia care se discută. Bun, sunt domeniile care... Deci, din stânga, deci sunt prezentate, medie și comunicare, deci dumneavoastră puteți să le citiți, cu galben, asta e tipul C, cu violet sau maro, asta e B, B+, sunt doar 2 reviste, și cu bleu e tipul A. Nu, eu anticipez lucrurile, tot ce e galben, adică tot cei tipul C, și sunt multe reviste care corespund revistelor științifice, dar asta e treapta cea mai de jos, poate exista doar în formă provizorie. Fiindcă în decembrie anului 2015, la inițiativa membrilor Consiliului Suprem, a fost introdus un punct 26, care eu îl voi proiecta pe perete, un punct destul de dur. Dacă el va fi urmat, atunci tot ce galben aici va trebui să dispară. Pe care principii? Un pic mai târziu. Noi am discutat un an în urmă și toată lumea știe criteriile de evaluare a revistelor, n-ar fi nu-i niciun rost ca să reiterez deci informația asta, ca și informația următoare, care sunt cerințele obligatorii. Partea cea mai vulnerabilă
a majorității revistelor, asta e lipsa unei expertize reale, adică ca să fie două recenzii independente. Iată, cu problema recenzării independente și obiective, eu cred că la nivel de două treimi, cel puțin, noi nu prea stăm bine. Da, ele există, însă fiecare autor deseori își organizează recenziile astea, se duce la cunoscuți, se înțelege cu redacția. Ca rezultat, noi avem ceea ce avem, adică avem puține reviste care sunt luate în seamă dincolo de hotarele Republicii Moldova. Nu, o altă problemă, deci, asta e de acum, cum figurează revistele noastre în baze de date internaționale, sunt prea puține. În rest, eu cred că nu are rost să le discutăm. Și acum am ajuns la partea cea mai dificilă, care, dacă nimic nu se schimbă, dacă noi mergem fără a suferi perturbări calitative, iată, asta e punctul 26, o parte din punctul 26 a regulamentului, din care reiese că revistele de tip C pot exista la nivel de tip C maximum 2 ani. Dacă pe parcursul a 2 ani revista nu întrunește cerințele care sunt înaintate pentru tipul B, revista asta pur și simplu își pierde valoarea ei de revistă științifică. Care-i scopul unei astfel de modificări a regulamentului? Asta a fost mai mult de un an în urmă. Scopul e simplu, ca pe principii sinergetice de autoorganizare, sumedenie de articole care există acolo, eu revin la desenul ăsta, care există, de pildă, în știință juridice. Uitați-vă câte reviste sunt. Iată. Sau în istorie și arheologie. Bun. Sau în științele politice. Sau în științe ale educației. Vedeți, componenta asta galbenă e foarte mare. Deci, fiți buni, întâlniți-vă, discutați și cum revistele astea pot fi comasate și din două reviste sau trei reviste mai slabe, de făcut una mai bună. Fiindcă asta cere eforturi, asta cere... Bun, asta nu e așa că totul merge de la sine. O știți foarte bine. Deci, anume punctul ăsta, eu vroiam într-un... Să-l subliniez. Asta e foarte important. Aici mai este un moment. Aici mai este un moment. Încă unul din păcatele care noi acum le depistăm în unele reviste, și în unele reviste destul de bune, cel puțin aparent. Astăzi, articole cu, bun, tente de plagiat. Și atunci, dacă găsești o revistă care, un articol care aparent e științific, dar câteva aliniate sunt pur și simplu unul la unul scoase din alte reviste, fiindcă, mă rog, când făcea trecere în analiza ce a fost până atunci, până la publicația dată, autorul era lene să formuleze cumva altfel. Și atunci asta, unul la unul, dintr-un articol luat sau de pe un site acolo românesc, sau unul la unul dintr-o sursă rusească, doar tradus în limba română. Ceea ce e absolut inadmisibil. Și aici încep discuțiile. Nu că e mai puțin de 5% de plagiat, adică copiat, și asta nu poate fi considerat plagiat. La noi, Republica Moldova, nu-i legislație care cumva caracterizează ce e plagiat, ce nu este plagiat. Ca rezultat, sunt o mulțime de teze, eu o spun pe șleau, care pur și simplu nu sunt teze de doctorat, dar sunt copii de teze de doctorat. Și Consiliul Național de Atestare și Acreditare nu prea are posibilitatea să combată astfel de teze. Fiindcă se încep judecăți, se încep o mulțime de implicare a unor mecanisme care n-au nimic cu cercetarea și cu atribuirea titlurilor științifice. Același lucru ține și de articolele științifice.
Dacă o astfel de situație, și dumneavoastră știți din presă, s-ar întâmpla acolo unde bun, cercetarea are statutul ei și noțiunea de plagiat e interpretată corect, persoana care a copiat unul la unul în articol, ceea ce noi tot am avut, sau o mare parte din articolul ăsta, el nu mai are perspectivă să aibă carieră în domeniul științific. La noi lucrul ăsta nu se ia în vedere. Ar trebui să iei, dar cu părere de rău noi nu știm cum să ne descurcăm cu așa ceva. Deci comisia noastră se străduie în măsirea posibilităților să contracareze așa lucruri, maxim ce putem noi să facem, să oprim activitatea revistei date. Acum, noi toți vorbim că tindem spre Europa, că avem niște principii care, iată, sunt europene și nici în caz nu mergem spre în direcția opusă. Păi, dacă sunt așa principii, eu tare aș ruga reprezentanții revistelor, când ei primesc informații, că cu tare și cu tare articol, pur și simplu acolo, pe jumătate, sau unul la unul, sau chiar 5% copiate din alt articol, să nu vă implicați cu presiunea asupra comisiei. Fiindcă, la drept vorbind, asta pur și simplu nu-i corect și asta nu-i deloc europenește. Iată, eu am spus tot ce am vrut astăzi. Și dacă sunt întrebări în orice limbă, eu, bun, nu chiar în orice limbă, dar eu sunt gata să răspund. Dacă nu sunt, putem spre sfârșit să punem întrebările, fiindcă o să fie informație interesantă. Eu rog atunci pe Александр Иванович Гусар, он будет говорить на русском о журналах, которые, молдавских журналах, которые находятся в международных базах данных, и как эти базы данных функционируют. Но, может быть, вы не знаете, не все знают, но Александр Иванович давно следит за специальной литературой по наукометрии, асцитометрии, лимбарумена, и очень многие принципы, которые были заложены в законодательстве по науке, исходят именно от него. Я правильно вроде сказал, да? Александр Иванович, сейчас я закрываю свою... Тема моего сообщения вы видите и на экране. И я хотел бы только подчеркнуть, что настоящая политика Академии, настоящая в отношении научных журналов, это стремление выхода на международный уровень. Стремление выхода на международный уровень – это одновременно свидетельство повышения качества этих журналов и одновременно движение в направлении, будем так говорить, престижа молдавских ученых, их место в мировом информационном процессе. Я сейчас изложу коротко для того, чтобы... Так, сейчас, минутку. Нет, почему? Не получается у меня. А, вот, подожди, нет. А, вот, все, все, все. Смотрите. Вот, все, не надо. Вот содержание моего доклада. В начале истории возникновения этих баз данных научно-технической литературы. Это Science Citation Index, наукометрия. И несколько слов о наиболее авторитетных и значимых базах данных в настоящее время. Это Web of Science и Scopus. Кроме того, для того, чтобы ориентироваться в этой системе выхода на международный уровень и продвижения журналов на международный уровень, необходимо знать метрики. Что представляют собой метрики соответствующие? Это Impact Factor, Hirsch Factor, так называемый SGR, Quartile и другие метрики журналов. Дальше коротко о молдавских журналах Web of Science, то есть основной базе данных. Это Thomson Reuters сейчас, это она входит в программу Thomson Reuters. История современная. Отдельно остановимся на молдавских журналах в базе данных Scopus. И, наконец, другие возможности наукометрии. И в итоге
ответим на вопросы, что дальше и что делать. Что касается истории возникновения и вообще развития всего этого направления, которое называется наукометрия, то оно исходит из понятия науки. Наука – это это вообще кибернетическое понятие науки. Наука – это самоорганизующаяся система, развитие которой управляется ее информационными потоками. Внешние условия, ассигнования, организационные формы, сложившиеся в той или иной стране, идеологическое давление, секретность – все это лишь элементы той среды, в которой развивается наука. Среда может быть благоприятной, как, например, в значительной степени мы прошли эту историю в Советском Союзе, или неблагоприятной, как это сейчас, но она не в силах заставить науку развиваться в каком-либо органически чуждом ей направлении. И вот научные журналы представляют собой как раз каналы информации мировых информационных потоков. То есть наука рассматривается, вообще модель науки – это информационная модель. Наука – это способ получения новой информации о законах развития общества, техники, природы и так далее. И вот первые количественные методы в этом направлении были получены американским физиком Дириком Прайсом. В чем его основная идея состояла, которая сейчас активно развивается? Основная идея состояла, что в тексте любой научной статьи, научная статья бит информация, а вообще особое место занимает, особую роль играет список литературы. Почему список литературы? Потому что в списке литературы в закодированной форме содержится все предыдущее знание по этой проблеме. И вот анализ, количественный анализ, вот этот вот, именно цитирование, он стал основой вот этого всего этого направления. И в 1961 году был создан Институт научной информации в Калифорнии, США, и была создана первая база данных, Science Citation Index. Я помню еще в Советском Союзе, вся эта, когда не интернетовская система, весь Science Citation Index в одном экземпляре находился в Ленинской библиотеке, и только там можно было познакомиться с тем, как, например, представлены в настоящее время молдавские ученые. Я помню, что сразу же скажу, что на всем общем фоне выделялись, конечно, работы Антона Васильевича Абова. Теперь, что такое на более значимые баз данных сейчас очень много. Наиболее значимые из них, конечно, Web of Science и Scopus. Ну, например, в чем это проявляется? В Молдавии. В Молдавии, ну, ЧНА в качестве публикаций ваковских, так называемых, молдавская ЧНА, в качестве публикаций ваковских, конечно, рассматривает прежде всего публикации в журналах, входящих в эти базы данных. Скажу вам сразу, что европейские научные чиновники, они, в общем-то, сейчас придерживаются в основном единой базы данных только Web of Science. Но на постсоветском пространстве в качестве основных баз данных рассматриваются Web of Science и Scopus как наиболее значимые базы данных. То есть, что такое база данных? База данных – это список журналов, материалов конференций и так далее, ссылки в которых анализируются. Вот что такое база данных. И, конечно, что включено в эту базу данных – это условия договора. Конечно, так сказать, Web of Science включает одни журналы, Scopus, конечно, включает несколько, да, другие журналы. И существуют региональные базы данных. Например, РИНС, Российский индекс научного цитирования. В нее входит, что принципиально, в РИНС что входит? Все базы данных, все журналы базы данных Web of Science и Scopus, плюс
дополненные специально российские журналы, которые анализируются уже. Существует китайская база данных. Но вы знаете, что в мировые базы данных входит только 5% китайских журналов. То есть 5% не китайских, китайских входит в мировые. 95% это отдельные китайские статьи, это отдельная наука. И вот каковы же недостатки и какие достоинства основных региональных баз данных. Как только мы сужаем, или кто-то сужает эту базу данных, сразу возникает проблема. Например, я помню статью в Scientific American, где автор говорит о том, что о недостатках вот базы Global Science. Почему? Впервые вирус Эбола был опубликован в одном из африканских журналов. В одном из африканских журналов. Но поскольку европейцы и американцы мало обращают внимание на африканские журналы, борьба с вирусом Эбола затянулась на 3 года. Вот недостаток, недостаток вот того, что только определенные журналы входят в базы данных. Конечно, и сейчас Web of Science и Scopus пытается, и мы сейчас увидим это, расширять базы данных, представлять все больше и больше журналов включать туда. И в этом процессе участвуют и молдавские журналы. Что, какие недостатки, я понимаю, региональных баз данных? Региональных баз данных, конечно, недостатки, вы понимаете, что, в общем-то, как говорил, как я всегда цитирую такие слова Антона Павловича Чехова, что национальной науки не может быть, как не может быть национальной таблицы умножения. Поэтому по природе своей наука является интернациональной. И, естественно, региональные базы, определенные региональные базы данных, это несколько ущемляет науку вообще. Так что и у тех, и у других баз данных есть свои достоинства и свои недостатки. Метрики журналов. Вот тут я немножко скажу о метриках журналов. Основная из этих метрик – это так называемый импакт-фактор. Что такое импакт-фактор? Это средняя цитируемость одной статьи. Рассчитывается каждый год как отношение общего количества цитирований статей этого журнала, опубликованных за 2 предыдущих года. Это так делается база данных импакт-фактор в Thomson Reuters. Или за 2, 3 или 4 года в Скопусе к общему числу статей, опубликованных в этом журнале. Покажу на примере. Предположим, журнал Moldavian Journal of Physical Journal. Он опубликовал, да, каждый импакт фактор рассчитывается за каждый год. В 2013-2014 году он опубликовал в общей сложности 100 статей. Рассматриваются, как цитируются только эти статьи. В 2015 году во всех журналах мировых этой базы данных. И если опубликовано 100 статей, а таких цитат находится 50, то вот импакт-фактор будет равен 0,5. Если 100 статей, а 200 таких цитирований, то импакт-фактор будет, естественно, равен 2. Очень важный интегральный показатель, так называемый Хирш-фактор. Хирш-фактор рассчитывается, как вы сейчас знаете, не только для журналов. Хирш-фактор рассчитывается для каждого исследователя. Хирш-фактор рассчитывается для исследователей целой страны. Например, сейчас хирш-фактор Молдовы 80, настоящая, по результатам 2015 года. Что это означает, хирш-фактор? Хирш-фактор – это число, которое показывает, сколько журналов, сколько статей, простите, имеют цитируемость за это больше, чем это число.
Например, если у вас, значит, цитирую, такая матрица такая, если у вас число цитирования одной статьи, скажем, 100, 2, 200, 3, то есть 2, 50, 3, 3, а 4, 2, у вас Хирш-фактор будет 3. Только 3 статьи имеют цитируемость больше, чем 3. Это важный показатель. Почему? Потому что он оценивает не только общую цитируемость, а количество статей. Которые... То есть может получиться так, что, например, в одном журнале одна статья имеет 1000 цитирований, а больше никто не цитируется. И что тогда получится? Импакт, то есть Хирш-фактор этого журнала будет равен 1. Только одна статья имеет цитирование больше, чем 1. То есть это интегральный показатель, который показывает, как цитируются в целом статьи. Это показатель и рассчитывается для отдельного исследователя. Если один исследователь, который имеет Хирш-фактор, там, скажем, 30 или, там, скажем, 20, а общее число цитирований его будет, так сказать, меньше, чем у другого, у которого только одна статья с очень высоким уровнем цитирования. То есть это вот такой интегральный показатель, который показывает эффективность работы в науке и журнала, и конкретного исследователя. Сразу хочу оговориться, коллеги, очень принципиальный вопрос. Он заключается в том, что это один из способов оценки. Один из способов оценки. Не единственный. Вот это принципиальный вопрос. Очень многие, даже международные конференции на эту тему проходят. Это один из способов. Никто не отменял экспертные оценки. Никто не отменял экспертных оценок. Но с другой стороны, я вспоминаю интервью Нобелевского лауреата Андрея Гейма за открытие графена. Его спросили, вы ожидали получить Нобелевскую премию? Он сказал, да, ожидали, только не в этом году, а в прошлом. А почему в прошлом? А потому что в прошлом у нас была максимальная цитируемость. То есть цитируемость в настоящее время даже учитывается. Другой пример. Мой коллега, наш бывший сотрудник, работал с профессором Макдональдом в Соединенных Штатах. Он выдвигался на премию, Макдональд выдвигался на премию имени Фрумкина. Есть такая крупнейшая премия в электрохимии, премия имени академика Фрумкина. Он сказал, я спрашиваю, звоню ему, он получил Макдональд премию Фрумкина? Нет. А почему? А оказалось, что у Кольба, профессора Кольба из Германии, цитируемость больше. Вот понимаете, какую роль сейчас играет цитируемость вообще в оценке эффективности научной деятельности. Но необходимо подчеркнуть одно. Это очень скользкий и очень, ну, как бы сказать, неоднозначный показатель. Я всегда цитирую академика Москаленко, который все. Что вы говорите постоянно? Импакт-фактор. Вот, говорит, на вершину поднимаются в науке два человека. Они только себя понимают, только цитируют. А другие, говорит, бегают трусцой. И там цитируемость совершенно другого уровня. То есть это обязательно надо учитывать. И очень осторожно к этому подходить. Все основатели этого направления, в частности Василий Васильевич Налимов, говорил очень на своей странице, писал очень хорошую вещь. Этот метод нельзя давать в руки отделов кадров. Но тем не менее, в современных условиях европейские, в частности, и всякие другие чиновники очень эффективно применяют этот метод. Но это вовсе не означает, что этот метод не нужно использовать. Дальше, следующий, CGR, SGR, так называемый фактор, мы будем говорить о нем, это аналог импакт-фактора, рассчитываемый по специальной формуле с учетом веса журнала, цитирующего данную работу. И вот теперь что оказывается, что импакт-фактор, несмотря на то, что мы же приводим статьи в отчетах,
И обязательно выделяется импакт статьи с импакт-фактором таким-то, импакт-фактором таким-то. Но это очень условный показатель. Почему? Опять по той же причине, что в разных областях знания, разная активность. И, например, если вы сейчас, тоже пример из опыта, мой коллега, литовский профессор, электрохимик, литовский профессор Хенрикас Цицилиус, делает совместную работу с биофизиком. Биофизик говорит, профессор Романовичус, говорит, а вы знаете, давайте эту статью пошлем в Journal of the Chemical Society. Это такой маргинальный журнал. У него импакт-фактор порядка 2. Представляете, это для нас, электрохимиков, это топ-журнал. А для биофизиков, где существенно больше, это, так сказать, так, уже какой-то маргинальный журнал. Или мы публикуем совместную с профессором Целисом, публикуем совместную работу сотрудницы одной и послали в журнал Transaction Institute Metal Finishing. А импакт-фактор был меньше единицы. Я спрашиваю, Наташа, а почему вы туда-то послали? У меня там невысокий импакт-фактор. На что профессор Целис сказал, это очень высокий импакт-фактор для инженерных журналов. Инженерные журналы, как правило, имеют относительно, то есть в разной области науки свои значения импакт-фактора, разное количество людей участвует в этом процессе. И поэтому, именно на основе этого, возникли так называемые квартили. Квартили – это ранг журнала в конкретной области науки, который рассчитывается. То есть у вас импакт-фактор может быть меньше единицы, но в этой области науки это журнал первого ранга. А у вас импакт-фактор больше 3, скажем, а в этой области науки он журнал третьего ранга. Вот зачем это делается. Теперь эти квартили. Ну, а теперь я коротко скажу о молдавских журналах Web of Science. Но первым молдавским журналом, который вошел в Web of Science, это был наш журнал «Электронная обработка материалов» и его, вернее, англоязычная версия, переводимая Баллертон Пресс, а потом распространяемая Шпрингером, это журнал Surface Engineering and Applied Electrochemistry. И Applied Electrochemistry. Вот у него был импакт-фактор 0,356, потом он снизил до 0,89, но 3 года мы просуществовали в Web of Science, и потом Web of Science отклонил нас, и мы остались только в базе данных Scopus. С чем это было связано? Это было связано, дальше я покажу, с чем, некими особенностями, которые нужно учитывать при работе вот на таком уровне. Это так называемая самоцитируемость, это опять же значение, динамика импакт-фактора и так далее. В настоящее время включены с целью определения импакт-фактора и других показателей журнал Института химии Академии наук Молдовы, это Chemistry Journal of Moldova, и журнал Института энергетики «Проблемы региональной энергетики». Пока импакт-факторов у них нет. Вот теперь, молдавский, я хочу вот коротко на примере Софис нашего журнала показать, очень анализируется, в базе данных Scopus, он анализируется с 2009 года, и вот его хирш-фактор в 2015 году 8, то есть 8 статей этого журнала, каждая из которых имеет цитируемость больше 8, он входит по 3 разделам знания. Industrial Manufacturing Engineering, по этому разделу он входит в квартиль 2, то есть их всего 4, 1, 2, 3, 4. По разделу Surface and Interfaces, то есть это поверхности и межфазные поверхности, Q4, и Surface Cutting Fields, это квартиль 3. Вы посмотрите импакт-фактор, как на этого журнала растет. Вот он сейчас уже 0,403, и в этот одна дозна...
вот теперь обратите внимание, вот импакт фактор, зависимость фактора под годам, вот 0,403. И вот очень важный показатель вот этот, цитируемость. Вот это общее число цитирований, а это общее число цитирований, прошу прощения, общее число цитирований в самоцитировании. То есть когда журнал цитируется сам себя. Вы понимаете, не каждый 70 цитирует. То есть это показатель, вот мы имели уровень самоцитируемости где-то порядка 40%, а сейчас он снизился до 20%. Вообще норма это. Во всех основных журналах, если его цитируют, доля цитируемости в этом журнале по отношению ко всей цитируемости, там порядка 90%, то есть порядка 10-5%, это считается нормой, потому что цитируют остальные ваши. Вот есть особенность. Ну и следующий. А следующий – это вот молдавские журналы в базе данных Scopus. Их сейчас 4, вот, кроме этого. Это, во-первых, и только два из этих журнала – это академические. Что ты делаешь? Я делаю, чтобы видно было хорошо, только надо вначале. Извините, что… Вот. Да, 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 да. Вот. Там два академических журнала математических. Это «Известия Академии наук математика» и журнал «Квазигруппы». Но в это входят два журнала неакадемических. В частности, журнал «Русин» и журнал, главный редактор которого Марк Качук, это «Стратон Плюс», журнал в области археологии и антропологии. Вот это самое интересное, что журнал «Русин», он, видимо, оригинальный журнал, потому что он входит в квартель первый. Хотя у него относительно этот самый импакт-фактор относительно невысокий, 0,24. Ну, соответственно, в третий, второй и четвертый квартель входят вот эти журналы другие. Я, чтобы на этом хотел бы закончить, я хотел бы чем закончить? Я хотел бы закончить, конечно, тем, что я бы считаю и думаю, выскажу правильное мнение, что остальные молдавские журналы должны в максимальной степени стремиться в мировые базы данных. Зачем войти в мировые базы данных? Во-первых, это, естественно, увеличение доли престижа молдавской науки, а с другой стороны, это повышение уровня этого журнала. Ну а вопрос, потому что это журнал, уровень журнала определяется уровнем рецензирования, это обязательно повышение рецензирования. На этом я, простите, хотел бы закончить. Я готов ответить на вопросы, если вы... Да, пожалуйста. Вы знаете, вот есть действительно специализированные базы данных. Я, как бы вам сказать, вот мы вчера обсуждали, конечно же, вот эти специализированные базы данных – это важно, но развитие в настоящее время науки – это мощное развитие междисциплинарных наук. Если вы сейчас посмотрите, какие вот в различных областях знания, если вы посмотрите, какие максимальные хирш-факторы у каких отраслей знания, неважно, вы возьмете, предположим, то, что происходит в Англии или то, что происходит в Китае, вы увидите, совершенно выделяются там физика, химия, математика, и совершенно выделяются научные междисциплинарной науки. Их немного, но понимая, что нужны специализированные базы данных, вот развитие науки, конечно, в основе наука о человеке, конечно, медицинские науки, это сейчас
имеют хирш-фактор колоссальный. Но междисциплинарные наук, развитие междисциплинарных наук, а для этого нужны мировые базы данных. Я согласен с вами. Еще какие вопросы будут, если есть? Нет, тогда все. Спасибо. Bună ziua, onorată asistență! Eu voi prezenta un subiect care ține de acordarea articolelor științifice a indexului de clasificare zecimală universală și am să încerc să vă conving că acest lucru este necesar. Pentru ce publicăm? Desigur că pentru ca să dovedim sau să demonstrăm finanțatorilor că banii au fost cheltuiți bine și acolo unde au fost direcționați, pentru ca să fim utili pentru comunitatea și pentru instituția în care noi lucrăm, pentru ca să partajăm cunoștințele și rezultatele cercetărilor pe care le-am identificat și le-am acumulat și desigur că pentru a face vizibile aceste rezultate științifice atât pe plan internațional cât și pe plan național. Ce se face pentru ca aceste rezultate științifice să intre în fluxul internațional și fluxul național? Se creează diferite baze de date despre care s-a vorbit, atât universale, internaționale, cât și pe domenii, baze de date tematice, repozitorii instituționale, cât și alte resurse care ne permit să vedem unde sunt publicațiile cercetătorilor noștri în bazele de date. Desigur că în acest scop, diferite resurse, biblioteci, baze de date, identifică o serie și o listă de cerințe, cum ar fi, de exemplu, diferite coduri sau indexuri de clasificare, să fie atribuit identificatorul obiectelor digitale, în special acest lucru se face în ultimul timp, și identificatori speciali pentru cercetători științifici, în așa fel ca să deosebim un cercetător de celălalt când multe date coincid. Ce este IBN-ul? Pentru că vorbim și despre această resursă. Este un agregator al revistelor științifice, un instrument de monitorizare, dar totodată este și o arhivă, nu doar a revistelor, dar și articolelor din aceste reviste și ne permite să facem anumite evaluări bibliometrice, scientometrice și de alt gen. În acest scop, noi folosim, desigur că regulamentul privind evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, care menționează că fiecare reviste se atribuie cel mult 3 profiluri științifice și articolele publicate în aceste reviste trebuie să fie echilibrate. În continuare, veți vedea care este, de fapt, situația reală. Datele din instrumentul bibliometric național, de exemplu, ne arată că în domeniul medicinei noi avem 12 reviste acreditate, în care au fost publicate aproape 9.000 de articole. În domeniul științelor fizico-matematice, 13 reviste cu peste 3.000 de articole. Dar, de fapt, situația este puțin de altă natură. Numărul articolelor este mai mic decât cel pe care ne-l prezintă IBN-ul, pentru că nu are instrumente de identificare și calculare a domeniilor la care se referă articolele concrete, nu revistele. Deci noi avem la ziua de astăzi 64 de reviste acreditate, la 23 de profiluri și vedeți că, de fapt, puțin este încălcat și regulamentul, pentru că avem câteva reviste care au mai mult de 3 profiluri de acreditare. Și pe baza unui exemplu am luat revista Buletinul Academiei de Științe a Moldovei Științele Vieții, care este acreditată la 4 profiluri științifice și am încercat să văd câte articole din această revistă pentru anul 2016 se referă la profilurile respective. Și vedem că în conținutul revistei găsim, din total de 55 de articole,
24 la științele biologice, 15 botanică, agricultură, 14 medicină, 9 și așa mai departe. Și vreau să subliniez că, de fapt, știința noastră nu este una care se referă strict la un domeniu. Știința este multidimensională și cercetare se referă îmbină rezultatele din diverse domenii științifice, de aceea și un articol poate concomitent să se refere la mai multe subiecte, la mai multe domenii științifice. De asemenea, pe baza rezultatelor din această revistă, vedem că în revistă noi găsim articole care au conexiuni cu alte domenii științifice, nu doar acele la care a fost acreditată revista, științele biologice, botanică, medicină și așa mai departe. Deci vedem, avem articole în domeniul științei și cunoașterii în general, chimie, știința mediului înconjurător, geografie și așa mai departe. Și aceeași situație este caracteristică absolut pentru toate revistele științifice. Ce trebuie să facem sau cum procedează diferite baze de date, biblioteci electronice în acest sens? Deci aplică clasificatoare pe domenii, de exemplu, sunt clasificatoare specializate pentru domeniul economiei, pentru matematică și aceste clasificatoare sunt folosite de bazele de date internaționale sau de revistele de specialitate din acest domeniu. Avem și clasificatoare universale care sunt folosite de către Scopus, de exemplu, care are un clasificator pe 24 de rubrici tematice, în Web of Science se folosesc în general 4 clasificatoare, atât pentru articole cât și pentru reviste. Și atât dumneavoastră puteți vedea care este deosebirea dintre două clasificatoare care le folosește Web of Science, unul pe domenii științifice și altul după categoriile Web of Science. În Scopus, de asemenea, este aceeași situație. Avem și alte baze de date care, de asemenea, folosesc diferite clasificatoare pe domenii științifice, care pot fi subdivizate într-un număr nelimitat de subiecte și teme, care ne permit la căutare să îmbinăm aceste repartizări pe subiecte ale articolului științific, de exemplu, care se referă la agricultură, biologie, și să obținem în rezultatul căutării un număr de articole care se referă exact la subiectul care ne interesează. Ce trebuie să facem noi în acest scop pentru resursa care o folosim noi în Republica Moldova, inclusiv pentru monitorizare și evaluare a revistelor științifice? Este necesar să folosim un clasificator și în cazul de față este clasificarea zecimală universală. La moment, 26 de articole care sunt introduse în această bază de date au indexul de clasificare CZU și astfel ne permite să facem căutarea nu doar la nivelul revistelor după profil sau după domeniu, dar și la nivel de articole științifice. Anual, aproximativ, se indexează 700 de articole, ceea ce este destul de lent pentru a indexa foarte rapid toată informația care este inclusă în EBN. Deci, vedeți dumneavoastră situația la ziua de astăzi, numărul de articole și, iată, culoarea mai întunecată, sunt articolele care au deja indexul CZU. Vedem că, de fapt, situația este nu prea bună atunci când noi vorbim despre căutarea articolelor referitoare la un anumit subiect sau o anumită temă. Ce ne permite astăzi CZU? De exemplu, noi putem identifica foarte exact câte articole sunt la același subiect sau la aceeași temă. Cred că este un beneficiu pentru un cercetător. De asemenea, noi putem vedea că articolul respectiv se referă nu doar la protecția mediului, de exemplu, dar și la alte domenii conexie conținutului respectiv, de exemplu, tehnologie mecanică. De ce anume clasificare zecimală universală? În primul rând, este un limbaj artificial care exclude unele neajunsuri ale limbajului natural, cum ar fi, de exemplu, sinonimia, polisemia. Este un limbaj care permite divizarea într-un număr nelimitat de subiecte, teme și așa mai departe. Și pentru că acoperă toate domeniile științei, este un limbaj și un sistem de clasificare care se folosește la nivel internațional în 130 de țări. Deci după utilizare este al doua clasificare
universală după conținut a documentelor, prima fiind clasificarea DUI, care se folosește în 135 de țări, și vedem că numărul țărilor care folosesc acest sistem de clasificare este în creștere. Trebuie să menționăm că în 41 de țări europene se folosește acest sistem de clasificare, dintre care în 22 de țări europene este sistem național de clasificare obligatoriu pentru toate centrele de informare și documentare și biblioteci. Trebuie să menționăm de asemenea că acest sistem de clasificare se folosește inclusiv și în baze de date științifice. Și câteva exemple. De exemplu, în rețeaua bibliotecilor centrelor de informare din Elveția, care include 80 de biblioteci și centre de informare, în bazele de date și revistele științifice, de exemplu, în domeniul medicinei, meteorologiei, agriculturii, de asemenea, este un sistem de clasificare pentru aceste baze de date. În câteva reviste referative ale Institutului de Informare Științifică din Rusia, în biblioteca electronică e-library.ru și inclusiv în baza de date care a menționat-o și domnul academician Vicusar Rințu, de asemenea folosesc acest sistem de clasificare. De ce în Republica Moldova trebuie să folosim acest sistem? Spuneam că este un sistem universal. Din 1992, prin Ordinul Ministrului Culturii, este un sistem obligatoriu pentru toate bibliotecile din Moldova, dar chiar și până în 1992, acest sistem de clasificare se folosea în toate bibliotecile științifice și tehnice. Deci este o experiență în utilizarea acestui sistem. Noi avem un standard național privind clasificarea zecimală universală. Există experiențe de asemenea de utilizare acestui sistem pentru bibliografia națională, pentru atribuirea acestui index în raportul final pe proiectele de cercetare științifică. El se atribuie pentru tezele de doctor și autoreferatele disertații obligatoriu și inclusiv el este inclus și în unele reviste științifice, avem deja experiențe, de exemplu, revista Știința Agricolă, Electronă Abrabotcă Materialov, dar și revistele de la Universitatea de Stat și Academia de Studii Economice, de asemenea, utilizează deja acest index de clasificare pentru articole. Avem și o lege care obligă editorul obligatoriu să folosească acest sistem de clasificare înainte de publicare. Toată producția editorială trebuie să obțină indexul de clasificare CZU. Și vreau să menționez că, de fapt, acest lucru trebuie să și-l asume nu colegiile de redacție, dar bibliotecile, pentru că ele au experiență, au competențe pentru acest lucru și colegiile de redacție trebuie să se adreseze la biblioteci pentru a obține acest index de clasificare până la publicarea revistei. Care este procedura de acordare acestui index de clasificare? El oricum se atribuie, dar se atribuie după ce revista deja a apărut. Calcularea timpului care se acordă sau timpului care îl pierde bibliotecarul pentru atribuirea indexului de clasificare. Un exemplu, pe baza unei reviste, de exemplu, revista Economica, care în numărul 3 are 9 articole. Revista este prezentă în 3 biblioteci. Timpul mediu care se cheltuie pentru atribuirea CZU este de la 10 până la 15 minute pentru un articol în limba română și între 15 și 20 de minute pentru un articol în limba străină. Și dacă toți participanții la acest proces vor acorda CZU, este vorba de 5 participanți în cazul de față, 3 biblioteci, Camera Națională a Cărții, Institutul de dezvoltare a societății informaționale pentru IBN, deci în total pentru 9 articole se cheltuie 9 ore și 10 minute. Dacă procesul îl inversăm, se atribuie CZU până la publicarea revistei, asta înseamnă că tot ceilalți copie această informație în revistă și noi avem economie de timp de 5 ore 30 de minute. Eu cred că lucrul ăsta de asemenea trebuie să-l luăm în calcul, plus că este o activitate pentru care colegiile de redacție nu trebuie să ofere nici resurse suplimentare și nici timp, pentru că este activitate care o face Biblioteca Științifică a instituției. Care sunt avantajele pentru clasificare zecimală universală ca să fie introdusă în revistele științifice pentru fiecare articol? În primul rând, CZU oferă un suport într-un mediu multilingv.
nu este necesar să cunoști limbi străine ca să determini la ce domeniu se referă acel sau alt articol. Este o clasificare care foarte bine se aplică pentru automatizare. Ne oferă posibilitatea să divizăm sau să acoperim un număr nelimitat de subiecte și teme. Poate fi folosit pentru cele mai diverse resurse, deci nu se limitează doar la publicații tipărite, dar și cele în format digital, audio, video și așa mai departe, documente de arhivă. El exclude ambiguitatea, cea care este caracteristică pentru limbajul natural. Are un caracter internațional și noi deja avem o bună experiență în utilizarea acestui limbaj sau acestui sistem de clasificare, deci nu trebuie să cheltuim resurse suplimentare financiare sau resurse pentru a învăța un sistem de clasificare nou. Deci care este propunerea? Revistele științifice să ofere index de clasificare pentru fiecare articol până la publicarea revistei, în așa fel ca acest index de clasificare să fie preluat mai apoi de alți participanți la procesul comunicațional, oferind posibilitatea de căutare în diferite resurse articolelor după conținut și, în cazul de față, este vorba de instrumentul bibliometric național. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă rog. Da, пожалуйста. Вы правы, действительно, каждая система пересматривается периодически. Существует международный консорциум ЧЗУ, в который входит 50 представителей из 50 разных стран, и они собираются ежегодно и пересматривают УДК. Таким образом, исключая темы или отрасли, которые отмирают, и включаются новые. Они, да, они каждый год. Deci pot să vă răspund că, da, putem să nu utilizăm CZU, dar eu v-am adus exemple că orice bază de date internațională sau de ramuri, ea folosește un sistem de clasificare. Dacă nu folosim CZU pentru IBN, trebuie să folosim alt sistem. Dar de ce să invităm altul dacă noi avem deja un sistem care este aplicabil și utilizabil în Republica Moldova? Nu, este altceva. Cuvintele cheie nu permit căutarea în detalii a conținutului și nu ne arată care este interferența tematică a subiectelor din conținutul articolului. Plus, vreau să vă spun, cuvintele cheie le formulează autorii și aici există foarte mari probleme, pentru că autorii, foarte mulți, nu formulează corect cuvintele cheie. Și, oricum, sunt foarte multe erori la căutare. Și una nu exclude alta. Da, în mai multe domenii sunt clasificatoarii de ramură. Noi, în cazul de față, vorbim de un clasificator universal care ne permite să acoperim toate domeniile. Vă mulțumesc. Dacă mai multe întrebări nu sunt? Una dintre problemele care Merzeu persistă, asta e cum indicăm noi referințele. Sunt o sumedenie de metode de a face referințe în articole. Bun, este un standard care e acceptat de Consiliul Național de Atestare de Acreditare. Sunt și altele. Și iată acum, doamna Bordeianu, Elena, da? Dumneavoastră o să ne lucideze problema, eventual o să revedem de sistemul ăsta, adaptându-ne la cerințele dumneavoastră. Da, da.
Bună ziua, sunt Elena Bordean, reprezint astăzi Comitetul Tehnic numărul 1, Biblioteconomie, Informare și Documentare și sunt directorul Bibliotecii Republicane Tehnico-Științifice a Institutului Național de Cercetări Economice. Eu nu am o prezentare în PowerPoint, dar vreau să apelez la dumneavoastră cu o notă informativă și de asemenea cu un apel în privința referințelor bibliografice. Nici o lucrare științifică dumneavoastră nu publicați fără referințe bibliografice și fără citări. Și de aceea, în ultimii ani a apărut așa o divergență între bibliotecă și redacțiile, editurile și cercetătorii. Divergența constă în problema, fiindcă mulți dintre dumneavoastră utilizează un standard vechi, standard 690, și eu am aici o informație, 690 din 2005, cu privire la referințe bibliografice. Acest standard este anulat în 2011 de către Institutul Național de Cercetări de către Institutul Național de Standardizare și avem un standard nou, 690-2012, care este în vigoare din 30 aprilie 2012, unde sunt stipulate toate regulile de prezentare a referințelor bibliografice la lucrările științifice. Acest standard din 2012 este o variantă tradusă a standardului internațional ISO 690 din 2010, reguli de prezentare a referințelor bibliografice și a fost tradus împreună Comitetul Tehnic cu Biblioteca Științifică Andrei Lupan și este reprezintă traducerea versiunii standardul internațional ISO 690. ISO 690-2005, după cum am menționat, a fost anulat și a fost înlocuit cu acest standard nou. Referințele bibliografice și citările din acest standard sunt foarte bine detaliate și sunt exemple foarte bine prezentate pentru a fi utilizate în lucrările științifice de toate tipurile. Eu aici am prezentat, vreau să vă prezint câteva modele foarte simple de prezentare a referințelor bibliografice care a fost elaborat de către biblioteca noastră și care deja de 2 ani e testat și care este foarte bine primit de către cercetători și acest standard oferă și două modalități de prezentare a referințelor bibliografice. Nu este obligatoriu pentru fiecare editură, poate să-și aleagă o variantă de prezentare a referințelor. Dar noi venim cu propunere de a uniformiza aceste reguli de prezentare a referințelor și a citărilor în lucrările științifice pentru a nu duce în eroare nici studenții, nici cercetătorii, fiindcă noi în biblioteci prezentăm conform noului standard, avem regulile, ne conducem de regulile noului standard, iar mulți dintre studenți și cercetători prezintă diferite variante de prezentare referințelor bibliografice. Noi folosim această variantă, aceste modele, dar la decizia editorilor, în politici editoriale a fiecărui edituri, se poate prezenta modelul propriu de referință bibliografică, dar nu să fie detașat foarte tare de acest standard. De ce eu la citări am vrut să menționez încă puțin, la citări sunt prezentate trei modele de prezentare a citărilor în textele dumneavoastră și
Acesta este un factor foarte important, cum a menționat și antivorbitorii, în înregistrarea revistelor în bază de date și în evaluarea revistelor științifice. Eu vin cu un îndemn către toți editorii și să consultați acest standard. El poate fi găsit la biblioteca noastră, Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, Ion Creangă 45. El funcționează, el este testat și îl putem prezenta la solicitările dumneavoastră. Dacă aveți întrebări? Da, sigur. Da, standardul nu este obligatoriu, dar standardul este un document de recomandare pentru domeniul dat. Documentele de standardizare nu sunt publice. Și de aceea nu le puteți găsi nici pe site-ul Institutului de Standardizare și în format public și le găsiți doar la bibliotecă. Tot ce este bun public nu este public. Da. Va achiziționa și vă va pune la dispoziția fiecărui colegi de redacție, în pagina personală a revistei, acces, va negocia prețul cu Institutul de Standardizare pentru că da, să acces la acest standard. Să beneficiați fără o bani suplimentar. Noi putem propune și modelele de care v-am prezentat. Avem un modele de prezentare a referințelor și citărilor. Iar de ce va beneficia? Noi să vorbim despre oamenii buni, dar vrem să stimulăm acest proces, noi vom putea automatiza procesul de identificare a citărilor fără a vă mai chinui dumneavoastră, că se va putea automatiza procesul ăsta foarte eficient. Și totodată nu vor mai alerga doctorații de 10 da. Ori. Da. Pot să răspund în română? Da. El a fost anulat din considerent că mulți termeni din acest standard erau învechiți. Și deoarece ESO a elaborat un nou standard, o variantă nouă, noi am acel standard a fost anulat de către Institutul de Standardizare și a intrat în vigoare nou standard ISO 690-2010. Mai performant. Okay, dar ce spune la subiect Consiliul Național de Atestare și Acreditare? Eu am venit cu o notă informativă și către Consiliul Național de Atestare și Acreditare. Rămâne, da, da. Da, putem. Da. Se corelează acest standard nou cu posibilitatea de introduce automat listele bibliografice prin sistemul Office, Microsoft Office sau prin sistemul LaTeX sau DeepText, aceste sisteme de introducere automată. A referințelor sau a citărilor? Cred că depinde de program care aveți, dacă aveți așa program la calculator. De introducere automată, nu știu, nu vă pot. De subsol, da. Eu vă rog atenție, spuneți, doamne. Păi eu
Eu inițial am venit cu un apel și o notă informativă. Am venit cu acest apel pentru a trece la nou standard, că acest standard este din 2012, dar acela e din 2005, care el e anulat. Nu eu. Cum privește Consiliul Național? Da, până nu o să fie elaborat o hotărâre, deci, rămâne ce este. Eu nu sunt văd această prevedere în regulament, eu ca și reprezentant al listei nu pot. Eu nu impun pe nimeni, eu pur și simplu am venit cu o informare ca să fiți la curent cu această schimbare. Mulțumesc. Da, poftim. Încă o întrebare. Noi de obicei deja nu transcriem, dar fiecare, am menționat că fiecare își, în politica editorială își pune în regulile lor, dar nu se abat foarte mult de la acest standard. Vă mulțumesc! Stimați domnul Cănceas, stimați membri ai colegilor de redacție, stimați bibliotecari, vreau să aduc doar să remarc unele momente care sunt foarte esențiale. Dacă ați sesizat, noi de fapt ne aflăm în reținerea de câțiva ani de respectarea unor standarde internaționale, vorbim de diverse integrări, asta ar fi respectarea unor norme care le-am stabilit de comun acord. Să nu uităm că una din prioritățile ale spațiului european de cercetare, care Comunitatea Științifică a aderat deja la al doilea program, este optimizarea circulației cunoștințelor prin accesul acestora și transferurilor lor, inclusiv prin spațiul european digital. Există acest concept de știință deschisă și, de fapt, tot mai mult spune că ar fi bine să nu mai schimbăm. Eu totuși susțin că unica constantă în viață este schimbarea, iar știința deschisă este exact cam ceea ce prezintă Web 2.0 pentru tranzacțiile sociale și economice. Pornim de la, suntem un promotor al accesului deschis, asta pentru a facilita schimbul de cunoștințe cât mai devreme posibil. Ideea este că un ban public, un rezultat obținut dintr-un ban public trebuie să devină un produs, un rezultat publicului, fără a mai percepe taxe suplimentare, ceea ce noi avem mari rezerve. Există mai multe instrumente la nivel internațional pentru a promova această sintagmă. De fapt, știința deschisă prezintă altceva decât date deschise, accesul deschis, metodologii deschise, surse deschise, resurse educaționale deschise, precum și evaluarea colegială deschisă. Aici ar trebui încetșor noi să tindem inclusiv și cu revistele științifice. Vreau să menționez că salut inițiativele universităților care deja s-au consolidat și merg foarte rapid, ceea ce ar trebui și comunitatea științifică, institutele academice, să accelerăm acest proces pentru a deveni un tot întreg, astfel încât știința să fie consolidată, atât cea universitară cât și cea științifică. Vedeți că tot mai multe resurse există consolidate. Iar un element important al anului 2017 asumat de către Academia de Științe în fața Guvernului și de către toată comunitatea științifică este că noi până la sfârșitul anului toate revistele științifice să devină cu acces deschis. Stimați colegi, deci 17 sau 18 reviste care deja sunt deschise este salutabil, a mai rămas o nimica toate celelalte care sunt în proces. Institutul de Dezvoltare a Societății Maroțoane este deschis pentru a acorda acest suport fără nicio plată pentru a vă ajuta să vă înregistrați la acel repozitor de acces deschis.
64 de reviste acreditate, 17 doar sunt în Doaj. Diferența, de fapt, ar putea fi un impediment inclusiv la evaluarea sau nu știm cum va raporta știința de Republica Moldova, guvernului, cum se conformează acelor responsabilități asumate. Problemele care noi le avem, de fapt, este acea restanță majoră a nerespectării standardului ISO și eu am fost prins în capcana asta când trebuia să citez un pic altfel decât am văzut în diverse standarde internaționale. Clasificarea internațională, decimală, ar trebui să fie, în viziunea noastră, aprobată. De fapt, nu aprobată, ea este recunoscută de către stat. Noi trebuie să o punem în aplicare. Trebuie toți bibliotecari, deci așa am invitat bibliotecari aici, sunt alături de dumneavoastră, ei sunt deschiși să vă ajute colegii de redacție și cercetori pentru a atribui acel CSV. Iar următoarea etapă, ați întrebat care va fi, care vor fi beneficiile. De fapt, următorul indicator care trebuie să-l acordăm oricărui publicație este Digital Object Identifier, identificatorul acesta unic pentru publicații în spațiu digital, în internet. Deja din IBN pot fi generate raportul, anexa 1 a raportului de evaluare, care dumneavoastră colegii de relații completați manual, îl puteți genera din sistem, primind datele de acces de la noi și puteți vedea doar care sunt greșelile, dacă vreți, în sistem. Noi vă ajutăm să le corectăm astfel încât procesul care este cuantificabil să fie generat de IBN, iar experții comisii de evaluare să se ocupe doar de evaluarea propriu-zise a calității, nu a cantității. Cantitatea trebuie să o evalueze sistemul. Deja noi avem peste 80% gata din tot produsul, ne-a rămas doar să conlucrăm cu colegii de redacție, să delegheze o persoană care să conlucreze cu institutul, fără o plată suplimentară. Suntem foarte deschiși, ăsta ar însemna un 3-4 zile de lucru în comun pentru fiecare revistă și noi putem soluționa o problemă foarte și foarte mare. Există suficientă experiență, foarte multe reviste s-au conformat fără a mai fi obligați. De fapt, ideea este următoarea: pentru a genera un conținut de calitate trebuie să avem acces la conținut de calitate. Vreau să menționez că din acest an este acces pentru toate instituțiile de învățământ superior și cele de cercetare, acces la cel puțin 4 de bază date. Eu cred că vom avea o conlucrare foarte frumoasă cu Biblioteca Științifică Centrală pentru a pune la dispoziția cercetătorilor și profesorilor acces la conținut de calitate prin aceste bază date care în viziunea noastră nu a fost suficient de valorificat. În curând veți primi și datele de acces prin e-mail-urile care le-ați accesat. Vom organiza o următoare masă rotundă cu atribuirea acestui indicator DOI pentru Republica Moldova. Deja noi ne aflăm pe ultima milă, institutul va deveni un furnizor. Cine va solicita, vom putea ajuta. Deja multe informații se generează din IBN, disponibilă pe pagina fiecărui revist pentru fiecare articol, lucru care, de exemplu, prima revistă, Chemistry Journal of Moldova, deja atribuie DOI. Numai că acolo a angajat o persoană care schimbă manual. Noi am generat un mecanism și îl vom dezvolta astfel încât să-l generăm această informație automatizată și ne va ajuta să ducem evidența și a bibliografiei, care a menționat-o domnul profesor, cât și a citărilor în viitorul apropiat. DOI-ul, CZU, nu costă ISO, bibliografia, nu costă DOI-ul, ăsta vă spun că costă în afară de efort și bani. Dar efortul este mult mai mare decât banii care ai achitați. Iar modul cum culegi, administrezi și folosești informația, fac din tine fie un câștigător, fie un înfrânt în viață. Eu aș ruga ca să fim toți un câștigător și în cazul în care aveți nevoie de informații, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați și mulțumesc echipei Institutului și tuturor colegilor de redacție care colaborează cu noi și bibliotecarilor pentru o colaborare frumoasă care am reușit până acum să aducem publicul peste 49.000 de publicații, care 26% sunt clasificate în conformitate cu clasificarea decimală universală și ne propunem ca cel puțin 2.000 de articole în 2016 să fie cu DOI Republica Moldova. Revistele care sunt interesate, vă rugăm să ne contactați și fiți cu ochii pe noi la evenimentul din aprilie. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Deci, apropo de standard, milele nu sunt la noi, la noi sunt kilometri, noi mai mare. Ați spus că suntem pe ultima milă. Da, ultimii metri. Deci, noi am încheiat, practic, programul preconizat.
Înainte de a mulțumim vă dată pentru prezență, vă spun la revedere, așa o informație mai puțin, optimistă. Deci, pe parcursul anului curent, se preconizează demararea procedurii de reevaluare a revistelor științifice, fiindcă majoritatea din ele au fost evaluate 4 ani în urmă, conform regulamentului, iarăși trebuie să reveni. Excepție sunt acele reviste care stau, acele câteva reviste care sunt fixate în bazele de date internaționale. Restul, deci eu am o listă bun, de 64 reviste, deci din care 32 până la 1 iulie, deci vor fi reabilitate, fiindcă trebuie să fie, deci expiră termenul ăsta de acreditare la 1 iulie. Sunt vreo 10 care data unde 1 noiembrie și cam tot 13 1 noiembrie și încă 8 la 1 decembrie. Bun, deci listele astea vor fi difuzate prin poștă electronică. Eu vă rog atitudinea dumneavoastră să fie cât mai serioasă, deci ca noi să nu întindem, să nu intrăm în contradicții cu regulile. Asta e prima. Și încă o dată vă amintesc, reprezentanții revistelor tip C, că timpul s-a pornit. Cei 2 ani, care presupun că de la nivelul C trebuie de ajuns la nivelul B. Fiindcă pentru țara noastră 60 de publicații, articolul reviste științifice, e prea mult. Considerăm că am zis, încă o dată mulțumesc și pe curând, eu sper, s-au pus în discuție.